Puțini dintre entuziaștii BMW sunt cu adevărat încântați de seria 2 Active Tourer. Cu toate acestea, modelul apărut în toamna anului 2014 s-a vândut atât de bine, în peste 400.000 de exemplare, încât s-a justificat o a doua încercare. Astfel, noul model aflat la a doua generație se pare că va fi un mare pas în față atât pentru clienții ocazionali, cât și pentru entuziaști. Construit pe cea mai nouă arhitectură BMW, seria 2 Active Tourer va purta codul de șasiu U06 și va aduce un aspect complet nou, un interior cu totul unic, mai mult spațiu și o dinamică de condus potențial mai sportivă. Acest nou seria 2 Active Tourer prezintă unul dintre cele mai mari salturi de design pe care le-am văzut de la BMW de ceva timp. Deși este încă un hatchback minivan cu 5 uși, are un aspect mult mai îndrăzneț și mai agresiv decât înainte. O nouă grilă masivă combinată cu faruri noi și elegante, stopuri subțiri și mânere de uși în stil I4 fac împreună o mașină cu aspect mult mai pronunțat și mai aerodinamic. Cu un coeficient de rezistență de 0,26, este o mașină surprinzător de aerodinamică. Aerodinamica respectivă va ajunge la creșterea eficienței, care este un factor extrem de important pentru clienții seria 2 Active Tourer, mai ales pentru clienții modelelor hibride. Anterior, seria 2 Active Tourer arăta ca orice alt monovolum de pe piață, dar acesta este un BMW modern. Subliniez modernul, deoarece grila sa masivă a rinichilor nu va oferi oamenilor nicio îndoială cu privire la adevărata sa moștenire. De asemenea, noile faruri sunt extraordinare. Ca standard, seria 2 Active Tourer primește toate farurile cu LED, care nu numai că arată cool din exterior, dar oferă și o lumină mai bună și mai sigură pe timp de noapte. Farurile adaptive cu fascicul LED cu matrice neorbitoare utilizează 4 cadrane LED separate pentru a evita în mod activ orbirea șoferilor care se apropie. Acestea sunt opționale. În interior, clienții seria 2 Active Tourer vor fi încântați. Ambianța modelului este nouă. Întregul său design interior este drastic diferit de orice alt model BMW. Singurele lucruri care par a fi reținute sunt ecranul iDrive 8 și noul Live Cockpit Professional, care ambele par scoase dintr-un iX. Astfel, tehnologia va fi resimțită oferind cele mai recente funcții de infotainment ale mărcii. Ecranul curbat BMW și noul BMW Intelligent Personal Assistant, disponibile în echipare standard, asigură o experiență de utilizare intuitivă și unică. Siguranța este maximă la bordul noului model datorită sistemelor de asistență disponibile și ele în echiparea standard. Pe lângă ecranul BMW curbat, un alt element remarcabil la interior este selectorul de viteze în stil comutator. Este simplu și ușor de utilizat și se află poziționat pe noua consolă plutitoare. Imediat după suporturile de pahare, remarcăm noul suport de încărcare wireless poziționat vertical, gândit cu o mică bară de fixare pentru a împiedica căderea telefonului. Este interesant totuși, pentru că dacă primești un mesaj sau un e-mail pe care Apple CarPlay nu ți-l poate citi, poți de fapt să arunci o privire în jos și să-l vezi rapid. Sub cotieră se află un alt spațiu care întărește natura practică a seriei 2 Active Tourer. Aceasta nu este o mașină sport axată pe șofer. Mai degrabă este gândită ca o mașină de familie, mică dar spațioasă, economică, proiectată cu spațiu interior și confort ca priorități principale. Scaunele sunt cu totul noi, nemai întâlnite pe un alt model BMW, concepute pentru a funcționa cu o susținere laterală mai bună și mai mult spațiu pentru sprijinul capului. Volumul portbagajului noului BMW seria 2 Active Tourer variază între 406 și 470 de litri în funcție de model și poate fi mărit prin reglarea unghiului spătarului banchetei spate. De exemplu, este suficient spațiu pentru două geamantane mari și unul de dimensiune medie.
Dacă bancheta spate este rabatată complet, volumul crește până la 1455 de litri, astfel se pot transporta și lucruri mai voluminoase, cum ar fi o bicicletă. Deși seria 2 Active Tourer nu este concepută pentru a fi o mașină sport, trebuie totuși să redea plăcerea de a conduce ca orice alt model BMW. La lansare sunt disponibile 4 variante de motorizare: 218i Active Tourer de 137 de cai, 220i de 170 de cai, 223i de 218 cai și pe diesel 218D de 150 de cai putere. Toate motorizările disponibile sunt eligibile pentru programul Rabla Classic. Toate vehiculele pe benzină beneficiază de sistem mild hybrid de 48V, în timp ce dieselul nu, și toate motoarele sunt asociate cu o cutie nouă cu dublu ambreiaj și 7 trepte de viteză. Din vară, începând cu luna iulie, modelul va oferi și două variante de motorizare plug-in hybrid: 230e xDrive de 326 de cai putere și 225e xDrive de 245 de cai putere, cu autonomia așteptată de până la 80 de km. Pentru aceste modele, timpii de încărcare vor fi mult mai reduși astfel. Durata de încărcare de la 0% la o capacitate de încărcare de 7,4 kW cu BMW Wallbox, încărcare sau încărcare în spații publice, mai puțin de 2,5 ore. Durata de încărcare de la 0% la o capacitate de încărcare de 2,3 kW la priză casnică, în mai puțin de 8 ore. Noul BMW seria 2 Active Tourer va avea un mare succes în rândul clienților. Clienții existenți ai seriei 2 Active Tourer își iubesc mașinile pentru caracterul practic, confortul de rulare, spațiul interior și dinamica de condus surprinzător de bună. Acest nou model le oferă mai mult stil, un interior mult îmbunătățit, care este complet unic în gamă și cea mai nouă și mai bună tehnologie pe care BMW o are de oferit. Vă așteptăm aici la showroom pentru o sesiune de prezentare live, iar online așteptăm cu drag impresiile voastre despre noul seria 2 Active Tourer. Spor în toate să aveți!